Salutare, oameni fani, și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars Competitive, un episod foarte, foarte special pentru că astăzi o să mergem cu Nightwish Mortis, adică, după cum vezi, domnișorul ăsta, nu știu exact domnișor ce-o fi, la Big Game Hunting Party, cu speranța că poate reușesc să fiu Big Brawler, în ideea în care am fost doar de 3 ori până acum și am băgat vreo 100 de etichete, ceea ce e dubios, adică nu prea mă dă Big Barosan din asta, nu știu de ce, dar în fie. Dacă vă place seria asta, fraților, nu uitați să apăsați și pe butonul de like, foarte important să vă abonați în cazul în care n-ați făcut-o deja și legendar de important să-mi dați un follow pe Instagram. În cazul în care, nu știu, vreți să vedeți ce Adidas mi-am cumpărat, de exemplu, alaltăieri sau ce energizant beau sau, nu știu, chestii din astea, ce față o am. No, chestii din astea basic. Așa că follow pe Instagram, facem 10.000, avem și chestia cu swipe up, nu știu exact ce fac cu chestia aia, dar vreau să o am și eu ca să fiu și șmecher. Asta e Șopăleanu, niciodată nu-mi dă mai mult de 40-50 de puncte, din ceva motiv ciudat, dar în fine. O să cumpărăm tichetele pentru că ne pregătim de maxarea contului. Boing. Și boing. Așteptăm să vină Robo Rumble. Pe ăla vi-l recomand și vă o să-l jucați. O să jucați-vă de distracție dacă vreți la Big Hunting Party. Băgați un tichet, vă distrați, chestii trestii. Dar nu cred că merită asta. Și nici nu e chiar atât de distractiv. E mai distractiv ăla al cu... cum îi zice... scap acum. Big, nu mai știu, Big Boss ceva, nu mai știu exact. Cu Insane Boss și din alea. Oricum lăsați voi un comentariu cu modul. Numele modului, de fapt. Oh, shit. Ceva boss-ului că... o fi bun el primul aici. Întrebare întrebătoare. A, da, și chiar, cât ați reușit să rezistați și mai mult ca și Big Boss? Eu cred că a reușit 2 minute și un pic. Bine, în ideea în care am fost de 3 ori Big Boss, adică, na. Să înțelegeți și voi cum stă treaba. Asta cred că l-am bătut sub un minut, cel mai rapid. O Big Boss. Am o ciotunată proastă, dar să nebunesc. Deși nu, de fapt m-a ajutat, că n-ai mereu niște damage la asta. Și aparent îl bat destul de rapid, nu mă așteptam asta. Așteptam să fie mai tare un pic el primul. Totuși el primul, și adică are destul de mult HP el așa. De la natură. De la bossulica. Bam! What? Cu ce m-a pălit? De fapt, nu cred că e maxat. Nu lăsa foc după el, sau? I am the creature of the night, sigur că nu. What? Iam în direcția bună, dar aparent o sărit în direcția opusă. Nu știu din ce cauză, dar acest brawler a murit. Păți. Bineînțeles că l-a bătut Mortis. Nu știm exact ce a făcut. Power 7, interesant, ăsta era maxat. Și îl cheamă Mortis, dar au jucat cu șelere. Îl vede acum pe Mortis, mamă, uitați-vă cât e de agresiv. Chiar îți provoacă frică. Să vezi chestia asta rujată. Că stă așa. Da, într-adevăr. Bun, 25, bă, ești nebună la mult. Cred, sau? Pe episodul ăsta o să ajungi și la 500 de cutiuțe. Ceea ce zici șmecher. Abia aștept să le deschid. Sunt curios dacă reușesc să maxez măcar un brawler din 500 de cutii. Cam așa arată brawler, hai să vi arăt. I-am pe toți. Astea-s level-urile. Power-urile, mai bine zis. Cred că n-arată aici direct punctele, ca să vă faceți o idee, gen, pe unde am ajuns cu brawlerii. Uite, exemplu, Shelly. O duc la power 8, cine ar mai fi pe aici? Spikey ăsta, Mikey, Spice din ăsta. O duc la power 8. Asta probabil că duc undeva tot la power 8. Cine ar mai fi pe aici? Și ăsta e destul de barosa. Nu știu exact dacă, de exemplu, fac când de ajuns de multe puncte pe un brawler. Să zicem, nu știu, am 7000, să zicem. Nu știu exact cât e maxim. Pot să trec gen de maxim dacă nu dau upgrade. Sau dacă gen ajung la un anumit număr de puncte aici, pur și simplu gen îmi calculează jocul automat că aș putea să maxez brawler și nu mai îmi dă puncte pe ăla. Și pe Anita pot să duc destul de departe, în fine. Haideți să mergem în continuare la Big Game Hunting Party. Poate reușesc să fiu și eu pentru a 4-a oară, cred, sau a 5-a oară Big Brawler. Nici de data asta. Dar pe ăsta ar trebui să-l batem rapid. N-ar trebui să fie bun ăsta pe aici, în teorie. Deci lasă foc pe jos și aia s-ar putea să fie un pic nașpică. Ce fa bosulică? Băi, bețivane. Bă, dar ce aleargă ăsta, ești nebun?
Nu, trebuie să-l batem rapid, sincer, chiar trebuie să-l batem super rapid. De fapt sub un minut, nu sigur. Deci dacă stă african, nu-l bați sub un minut. Bine, evident, glumesc. Parcă 35 de secunde, dar nu știu. Cred că ceva pe acolo, 30 și ceva de secunde e recordul. E șmecher ăsta, uite că dă gen fix în zona. Mamă, și maxat. Bă, nu-i corect, frate, că ăsta-și dă heal. Really, bă. Deci când trecem prin chestia aia, el își dă heal. Ok, asta nu-i corect. Da, da, ce să faci. Multe lucruri nu sunt corecte în această lume crudă. Slice and dice. Îmi spus cât heal își dă. Și ar mă întreb Mortis aici dacă l-ai maxat oare. Nu-i OP? În ideea în care ce că și-ar da 1400 heal pe fiecare șoloban pe care îl bate. Ceva bozulică. Ok. Oricum am putut destul de rapid. Bring you the gift of darkness. Unde ești Dericul ei? Pinciorile după tine, nimicule. Creature of the night. Hai că este Creature of the night dacă e ceva. LOL, gata, știu ce numai o să-i găsesc la Mortis ăsta. Lăsa așa nu. Să terminăm meciul ăsta și să facem așa o descriere a lui Mortis. Gata. Unii dintre voi nu o să înțelegeți exact despre ce e vorba pentru că nu... Nu erați poate născuți pe vremea aia când era chestia de care o să zic eu acum. Nice, i-am dat iar execute. Bun. Mortis, cu skinul ăsta, vă dau o șansă să ghiciți cine este. Ok, n-ați ghicit? Fata de la miezul nopții. E groaznic, știu. Și strică multe filme. Dar Mortis, cu skinul ăsta, e fata de la miezul nopții. Că practic e cu, na, noapte și cu chestii din astea, cu liliecul și vrăjel. Gata, perfect. Bun, i-am găsit nume și la asta. Mai băgăm o fisă neniculă. Trebuie să mă dea o dată. Din 5-6 încercări trebuie. E imposibil să nu mă dea o dată măcar. Să mergem cu fata de la miezul nopții să fim un big brawler. Nici data asta. Mamă, și dacă e unita maxată am cam rașchetat-o. Deci avem echipă super genială. Match fier. Fata de la miezul nopții fier. Ia uite. Cât? Ok, nu cred că e maxată. Nu-mi dau seama că e multe arbă pe aici. Nu e maxată, bun. Deși oricum e tare, că are ursache. Dar dacă nu e maxată, domnșoara Anita. Uuuu. Ok. Cred că își face ursul gen super lejer, fix după ce a murit altă. Slice and dice. Asta parcă era replică din un film de groază, nu știu că asta sigur. Slice and dice. Eva bosulit. Am înțeles. Nici măcar n-am bucat să mai sar cu lopata că era ursache și mi-a dat o mare castana din spate. Bringer of Doom. Nu știu când îl auzi cu vocea aia, mi se pare atât de ciudat care vocea așa inofensivă și îl vezi pe el cum arată cu skin-ul ăsta și... Da, nu pare știi vreun mare dur. Durul care îți pară cu ce? Chiar bă, mai există să pun o dur. Întrebare întrebătoare. Nu știu ce am tot timpul curiozitățile astea. Dacă mai există, mă simt bătrân. M-am bătut de perete, nenicule. Nu e bine, nenea. Bam, bam, bam. Ăla-i. Din ceva motiv ciudat îmi place să-mi joc cu Mortis la unele moduri. Cum e ăla cu Sigiu, mi se pare genial Mortis acolo. Nu e chiar atât de inutil pe cum consideram eu. I'm mortified, să moară Gibilan. Uuuu. 2 minute deja. Nu, I'm a creature of the night, vedeți? Deci e fata de la miezul nopții, cum am zis. Chiar o confirmat acum. Bam! Oh shit! Nu mai da nenea ursache! Mă, de raton! Ratonul urs! Uite, bă, că nu mă lasă în pace! Dacă te-am prins, te-am spart!
Hai că vreau să-i dau execute, te rog. Ăla-i tot. De 3 ori l-am spart. Merit totuși să fiu și eu Big Brawler, te rog, lasă-mă și pe mine o dată. 18? Merge. Să ajunge și eu la 500 de cutiuțe. Zic că nu te-ai blocat. Bun, respect. Match fear, Mortis is here. Trebuie să mai bagă cam două, cred. Dacă am două încercări. Poate din două încercări mă lasă și pe mine o dată să fiu Big Boss. Mulți ziceați că să joc pe un tichet, că mă dă direct Big Brawler, că nu știu ce, când jucam pe 20. În sfârșit, frate! Mortis Big Brawler, ia să-l vedem cum arată din față. Întoarci și bă. Ei, urâtă-i, doamne. Ok. Ia să-i cât e lopestre să le dăm așa. Ce faceți, prietenașilor? No! Îmi place că am totuși heal-ul. Nu știu exact cât de mult o să mă ajute heal-ul, dar o să vedem acum aici. Dacă pot să omor măcar doi dintr-un din ăsta de heal, bam! Nu m-am omorât pe nimeni, cu respect. La asta nu mă așteptam, credeam că măcar pe unul omor. Și oare îmi dă mai mult heal dacă dau mai multe ținte? Sau nu are relevanță? Trebuie numai să pălesc unul. Ce faceți, bossulicilor? Mamă, dar ce mă bată așa de rapid. Holy shit, Juliana. Mamă, ce dau ăștia? Bă, măcar să rezist și eu cu un minut jumate. Deci s-ar putea să mor mult mai rapid decât credeam cu Mortis. Uelei! Mamă, câți erau acolo? Băi, super distractiv cu Mortis, sincer. E fain asta, la modul ăsta de joc. Mai ales dacă ești Big Brawler. Un minut 20. Băi, slab, sincer, cum am jucat, recunosc. E foarte slab. Ai, bobiță, alergător de performanță. Nu se involte glumă proastă. Mai dăm de un heal, nu mai apuc. 1.41. Băi, slăbut. Dar a fost fain. Nu știu dacă, v-am zis, nu știu dacă iei mai mult heal dacă dai pe multe ținte. Dar în sfârșit am fost Big Brawler. Din nou. Și măcar am fost cu Mortis. Fata de la mizunoție, stați. Am greșit. Sorry. Bun, și avem și 500 de cutii. Probabil că o să fie cel mai mare box opening pe care o să-l fac eu, gen. Nu știu dacă o să fie cel mai mare din România. Dar prin martie, pe la mijloc, cred, să apară nou Brawler și atunci o să încep să deschid cutiile. Poate strâng vreo 600 până atunci, poate chiar 750. Nu știu când o să bage următorul ăsta, cum zice. Roborumble-ul. Că la ăla aș vrea să mă joc. Bineînțeles, o să mă joc și la următorul mod, dacă e ăla cu botul pe insane și vrăjeli. Dar la Roborumble farmește mai lejer cutiile. Și cam acolo aș vrea să mă bag. Să mai farmez măcar vreo 200 cutii și încet încet să-mi acces contul. Bun. Opa. Vă arăt încă o dată pentru cei care sunteți curioși cum arată Brawlerii. Power-ul pe ei. Nici nu știu dacă am mers până jos data trecută. Și pe gene, fratele Aladdin trebuie să duc la un level cât de cât ok. Că e destul de slăbuț momentan la Power 2. Da, și, no, practic, hai să vedem. Power level. Cam așa o să fie Brawlerii, gen în ordine asta o să-i și maxe, să zic așa. Spike primul. Ok, aici ar trebui să fie Ciora. Dar cu Ciora nu prea am puncte. Deci Spike, după aia Ciora și după aia, evident, Jesse, Panico. Probabil pe asta, nu știu sigur dacă o să o maxeze înaintea lui Poco, de exemplu, sau înaintea lui Dynamite. Practic îmi plac mai mult Brawler ăștia sau Daryl, iar îmi place mai mult decât Shelly. Dar, nu, în mare parte cam în ordine asta o să fie maxați. Și da, să sperăm că maxăm contul și să sperăm că reușim să ajungem pe la vreo 10.000 de trofei și să sperăm că o să fie în continuare distractiv și o să bage Brawler cât mai mult. Că, nu, dacă îi duci pe toți la 400, deja de acolo nu prea mai ai să faci, numai să-ți faci extrem de mulți nervi și să joci la team. Sau să-ți faci gen o echipă a ta cu doi prieteni, să te joci la gem grab-uri sau din astea. În rest, la solo, numai dacă faci team. Altfel, ești pe legheleu. Cam asta a fost episodul, fraților. Mersi fain de vizionare. Nu uitați să lăsați un comentariu cu brawlerul vostru preferat. Cât ați rezistat ca și Big Brawler, ia să vă arăt. Ăsta e recordul meu. Cred că l-am făcut cu Spiki.
2 minute și 32 de secunde. Asta evident l-am făcut cu bugul ăla, cu glitch-ul. Nu se mai poate face acum, cred. Nu sunt să sigur nici de asta. Și bineînțeles, în cazul în care n-ați făcut-o deja, să vă abonați și, evident, legendar de important, să dați un follow pe Instagram. Cam atât. Să aveți o zi super faină în continuare. Salutare, salutare!